Nu există fruct mai potrivit pentru verile călduroase decât zemosul și răcorosul pepene roșu, vedeta care ne potolește setea și ne încântă mirosul și papilele gustative. Pepenele roșu este fără doar și poate vedeta sezonului cald, ne hidratează și ne răcorește cel mai bine pe perioada verii, iar nutriționiștii au doar cuvinte de laudă la adresa acestuia, pentru mehedințul meu, Miruna Plăvițu. Pepenele este vedeta sezonului, așa că toată lumea îl consumă. Este dulce și ne răcorește în zilele caniculare de vară. Cu numai 46 de calorii la 250 de grame, pepenele roșu asigură 20% din doza zilnică recomandată de vitamina C și 17% din doza de vitamina A. Scumpe pentru banii noștri. Până acum ați luat pe vara aceasta? Am luat din Carrefour. Și cum vi se par, bune? Bune, dar acolo e prețul mai mic. Ați mai luat pe vara aceasta? Da. Și cum este? Foarte bun, de la Braniște sau dacă nu mă înșel. Foarte bun, gustos, se cunoaște diferența produselor românești. Din păcate, sunt mai scumpi, e adevărat, dar asta e, dacă vrei să mănânci un lucru ca lumea. Și mai e problema și de posibilități, că pensionarii vedeți că sunt de oropsiți. Acest fruct este ideal în sezonul cald, deoarece ne oferă hidratare, dar este și revigorant totodată. Datorită conținutului ridicat de apă 90%, pepenele roșu este recomandat în diete de vară. Ați mai luat pe anul acesta? Am luat destui. Și cum vi se par? Foarte buni. Prețul? Prețul e accesibil. Acum, după muncă și răsplată, domnișoară. După muncă și răsplată. E foarte multă muncă. Noi care stăm la oraș și... Știți să ne dați câteva trucuri? Cum vă dați seama dacă e copt pepenele? A, dacă e copt, prima dată îl ciocnesc așa eu. E perfect când sună. Sau cine poate să-l pună mâna aici și aici și când aude părăind, atunci e foarte bun. Da, și după culoare și ăștia-s românești, iar ăștia sunt cam bulgărești. Așa nu sunt de ai noștri, ăștia sunt românești. Și eu luai și un pepene. Pe căldura aceasta e binevenit. Este important să știm cum să alegem unul bine copt pentru a nu fi puși în situația de a nu-l putea consuma. Trebuie să luăm în calcul câteva lucruri, printre care se numără forma, aspectul sau chiar culoarea codiței. O metodă folosită de mulți cumpărători de pepene este bătaia cu degetul în coajă. Dacă se aude un sunet gol în interiorul său, pepenele este cu siguranță copt.